Dacă vrei să-ți cunoști partenerul mai bine, du-te în locurile în care a copilărit acesta. Cum a făcut Rona Harner. Bună, Rona! Bonjurica, ce faceți? Ça va? Bonjurica! Bonjurica! Ce faceți voi? Vorbește românește acum! Foarte bine! Bravo, Herve! Unde te aduci? Unde mergeți? Mă duce în zona Cannes și la Grasse, acolo unde este patria parfumurilor, să mă spețe, să mă arate familia și să mă arate pe unde a copilărit. Asta trebuia să fie o zi superbă cu soare, dar uite că plouă, așa că am să stau cu minte și am să rezist să nu not, pentru că până acum am tot notat, așa că stăm cu minte și acum chiar o să fim împreună într-un restaurant mic și o să ne răsfățăm. Frumos, frumos! Dar ce ți-a povestit Herve despre copilăria lui, despre adolescență? Cum era? Era un copil cu minte? Un adolescent rebel? Da, era copil cu minte, a fost un geniu al bateriei, a fost oboșar dintotdeauna și începând de la vârsta de 14 ani făcea concerte de jazz, dar în primul rând ce a avut el, i-a avut o copilărie foarte pură, a fost foarte aproape de natură, a mers prin munții, asta a fost copilăria lui, nu e un copil ca mine de oraș, așa un pic versat, care știu de toate. El e mai mult din zonă, mai liniștit, mai pur, înțelegi? Da, dar și munții ai lui, pe lângă Cannes, pe acolo, știi, alți munți cumva. Adică, na, știi? Că una e în munții Rodnei și alta pe la Cannes, știi? Asta este. În orice caz, toată familia lui a vrut dintotdeauna să fie în zone mai retrase, au case, așa, în zone mai retrase, mai discrete, pentru că așa sunt ei, mai discreți, mai aproape de natură. Dar părinții lui locuiesc acum unde mai exact? În ce zonă? În ce localitate? La o jumătate de oră de noi, într-o pădure sublimă. Ah, frumos! O pădure de pini. Da, superb! Și au un teren foarte mare pe care vor să ne facem fiecare câte o casă și Herve și sora lui Herve să-și facă o casă și să fie acolo trei case. E un proiect, aș vrea să aduc o casă din Maramureș acolo. Frumos! Frumos! Ar fi o idee extraordinară! Să o import de la Rona de sus, știi că există Rona de sus și Rona de jos, da? Și să o aduc pe Ronișoara până în sudul Franței. Ar fi o idee extraordinară. Cred că se poate face asta, să știi. Există meșteri care fac aceste case modulare, cumva așa, și ele pot fi montate acolo. Să mă sune! 06! Așa, da! Au și telefon! În seara asta înțeleg ceva romantic frumos, nu? Herve tot romantic. Da, e o surpriză! Da, Herve e romantic, el îmi face surprize. Nu știu unde mă duce, nu știu cum va fi. Tot e o surpriză totală. Am înțeles, bravo, petrecere frumoasă. Mersi. Și să ne revedem cu bine. Voi aniversați și un an de căsnicie acum sau? Da, pe 5 octombrie. Și cred că înainte de 5 octombrie am să trec un pic în țară și vin să-ți povestesc mai multe. Că am lansat și un album în timpul pandemiei, online, un rozariu electro și care poate fi cumpărat și sub formă de o cruce, o cheie USB cruce cu Swarovski. Deci cei care sunt mai fashion pot să ne contacteze direct. Dar în orice caz, am lansat albume chiar în timpul pandemiei. Ne-am dat seama că trebuie să avansăm, orice ar fi. Așa este. Bine, petrecere frumoasă, vă așteptăm pe la noi când ajungeți în țară. Și... Venim! Bine, vă pupăm! Au revoir! Bun voiaj! Mersi! Mulțumesc!